Lumea boxului și-a luat adio de la fostul șef Rudel Obreja. O boală necruțătoare l-a pus la podea definitiv la 57 de ani. Fanfara l-a condus pe ultimul drum pe Rudel Obreja. Puștii de la Dinamo și de la lotul național de box au ținut un drapel imens și i-au scandat numele. Mulți dintre ei au fost elevi. Un mentor foarte bun, un antrenor foarte bun, un om deosebit. Lordul boxului românesc. A fost nașul meu. A fost nașul tău? Da. Ce a însemnat pentru boxul român? Un campion mondial. Printre apropiați s-a aflat și un fost campion național, care a fost coleg de apartament 10 ani cu Rudel Obreja. Acum un an de zile alergam pe stadion, făcea câte 10 ture. A fost un om de mare onoare.